Clubul de presă din România a emis un comunicat bazat pe ultimele evenimente care marchează scena sociopolitică românească după rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale și face un apel la non-violență. Conform clubului de presă, există informații că în România, cităm, se pregătesc violențe extreme în care să fie antrenate grupuri masive de cetățeni, ONG-uri și diferite comunități, cum este comunitatea LGBTQ+. Aceste violențe sunt generate de vehicularea intensă a ideii că România riscă să abandoneze parcursul euroatlantic în care s-a antrenat și că o eventuală victorie în finala alegerilor prezidențiale a lui Călin Georgescu va reseta toate acordurile internaționale din care țara noastră face parte, proiectându-ne astfel pe orbita Federației Ruse. Din informațiile de până acum rezultă că o bună parte a violențelor care urmează să se dezlănțuie sunt organizate de adversarii politici ai domnului Călin Georgescu, de partizanii doamnei Elena Lasconi și se profită de conjunctura faptului că în urma demisiilor de la vârful principalelor două partide, guvernul este vulnerabilizat, iar instituțiile de forță ale statului se află într-o stare de degringoladă. Chemăm toate instituțiile de forță ale statului să acționeze pentru a preîntâmpina evenimente extrem de grave care, ajunse la limită, ar putea degenera într-un război civil. Rețeaua de rugăciune pentru România și Alfa Omega TV vă cheamă la două perioade de câte trei zile de post și rugăciune pentru România, pentru această vreme critică pentru țara noastră, o vreme importantă, o vreme de cotitură pentru România. Și aceste două perioade de câte trei zile de post și rugăciune sunt 29 noiembrie, 1 decembrie, adică vineri, sâmbătă, duminică, înainte de alegerile parlamentare, iar următoarea perioadă este 6, 7, 8 decembrie, din nou, vineri, sâmbătă, duminică, pentru alegerile prezidențiale finale. Iar această scuturare care a fost în națiunea noastră prin primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale a fost în primul rând un semnal pentru Biserica Domnului, pentru trezire. Și este o vreme când Domnul ne cheamă la unitate. Apoi să ne rugăm pentru viitorul președinte, să ne rugăm cu ochii deschiși, cu inima atentă la ce ne spune Duhul Domnului și să votăm după cum ne spune Scriptura să votăm, să ne uităm din nou în Geneza ce Dumnezeu a rânduit pentru această creație pe care El a creat-o, cum ne-a creat pe noi ca familii, ca și persoane și să ne rugăm în consecință și să alegem în consecință. Încetarea focului dintre Israel și Hezbollah, gruparea jihadistă libaneză susținută de Iran, a intrat în vigoare miercuri la ora 4 dimineața. Aceasta marchează sfârșitul a 14 luni de ciocniri aproape zilnice și a 2 luni de lupte la sol din partea forțelor de apărare ale Israelului în sudul Libanului. Potrivit acordului, Israelul va avea la dispoziție 60 de zile pentru a-și muta forțele din sudul Libanului, în timp ce armata libaneză va desfășura aproximativ 5.000 de soldați în teritoriile evacuate pentru a preveni întoarcerea lui Hezbollah. Acordul garantează de asemenea Israelului libertate de acțiune ca răspuns la eventualele încălcări. Într-o declarație susținută la ședința cabinetului, ministrul libanez al apărării, Maurice Slim, a declarat, cităm, discuția despre libertatea de acțiune a Israelului în Liban contrazice conținutul acordului. Noi nu suntem de acord cu asta. Explicând aceste informații, autorul creștin evreu Amir Tsarfati a spus, acesta este un truc vechi, mai întâi sunt de acord, apoi se răzgândesc și schimbă ceea ce s-a convenit ca să poată da vina pe Israel. Ministrul de Externe al Franței, Jean-Noël Barrot, a comentat mandatul internațional de arestare emis de Curtea Penală Internațională de la Haga împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu și fostului ministru al apărării Yoav Gallant. Cităm, Netanyahu beneficiază de imunitate care trebuie luată în considerare în ceea ce privește mandatul de arestare, a declarat Barrot. Potrivit acestuia, din moment ce Israelul nu este membru al Curții Penale Internaționale, mandatele de arestare nu se aplică, iar Netanyahu și Gallant sunt protejați împotriva arestării, conform statutului de la Roma, datorită imunităților diplomatice. Amintim că statutul de la Roma este tratatul de instituire a Curții Penale Internaționale.